Campioni, campioni, ole, 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 da, pentru că pentru a doua oară consecutiv, al doilea an la rând, suntem printre câștigătorii concursului Je parle français, adică jocul vorbește franceză. Dar ce concurs, că nu e doar un concurs, este un hackathon, adică un maraton de programare, un maraton de creare de jocuri, nu orice jocuri, jocuri serioase, educaționale. Deci 5 zile, 16 echipe din toată Europa francofonă au încercat să creeze cele mai bune jocuri educaționale. Și noi am participat cu 3 echipe. 3 echipe a câte 5 oameni. Echipa 3, echipa 4 și echipa 5. Ha, ha Iar una dintre ele a câștigat madele premiu de 500 de euro, așa că abia așteaptă copiii să pună mâna pe bani. Deci uite cum poți să faci 100 de bani, te apuci de programare, te apuci de făcut jocuri și câștigi concursul, bineînțeles. Hai să începem noi cu jocul care a câștigat. Ăsta se găsește la Petru. O să pun link în descriere, dacă vrei să-l joci, să-l testezi. Asta a fost echipa de Lorean. Ce nume ciudat, nu? Ei, nu e ciudat dacă ai văzut filmul Back to the Future. Adică de Lorean este mașina asta, mașina acestui profesor trăsnit cu care reușea acest elev să călătorească înapoi în timp. Așa că te-ai prins, jocul în joc este vorba despre călătorie în timp. Dar nu orice călătorie în timp. O călătorie în timp care va salva lumea. Dacă joci așa cum trebuie, dar hai să-ți arăt exact despre ce e vorba. Și am început jocul, unde într-o sală de clasă. De ce? Pentru că avem un profesor care se uită după tine, indiferent pe unde te deplasezi. Deci eu când am văzut că băieții au făcut chiar și chestia asta, am rămas cu gura căscată, zic băi, deci... Până când și la chestia asta v-ați gândit să faceți. <gânghe> L-am și trântit, dar se ridică în picioare, că e domnul profesor. Deci se uită după tine exact ca Mona Lisa, exact ca picturile alea celebre, Și când te uiți la ele și ele se uită la tine. Acum poți să vorbești cu el, el spune în franceză, bla 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 că el e profesorul de istorie și el lucrează la o mașină a timpului și vrea să exploreze trecutul. Vii cu mine? Și acum, va ce tare se vede aici pe, pe fereastră ca să nu fie așa un peisaj gol, deci sala de clasă, sala de clasă, ce poți face în sala de clasă? Deci singurul loc pe unde poți să ieși este ușa asta de aici, deci te invită, adică altă opțiune nu ai, așa se face un joc. Deci nota 1000 pentru partea de game design, da? dă-i playerului opțiunea să meargă mai departe, adică nu lăsa să facă alte chestii ciudate, mai ales la începutul jocului. Și ne-am teleportat la domn profesor în Beci, unde, bine, spune acum că, uite aici, mașina timpului, dar n-am testat-o și nu, nu știu dacă merge. Te bagi? <laughs> și a găsit fraierul, știi? Ne-a găsit pe noi să-i testăm mașina timpului. Ești gata? Intră în mașină și am pornit. Asta zice în limba franceză, dacă nu știai. Bun, hai și noi în mașina timpului să vedem dacă ajungem unde trebuie și ne teleportăm undeva. Undeva unde îi întâlnim pe câțiva dintre cei care au jucat la acest joc, din nou, echipa e alcătuită din 5 copii. Uite aici este Tudor, care s-a ocupat de partea de programare, are 14 ani, el a fost capitanul echipei, să zicem așa. Aici doi constructori, Andrei și Petru, care stau așa frumos pe băncuță, salut, salut! Și în echipă mai este încă un Andrei și un Eduard, care Băi, trebuia să vă puneți și voi pe aici personajul. Ați lipsit de la, de la ultima zi. Mă rog, trebuie să reparăm mașina timpului, pe aici o să fie indicii. Acesta e doar un demo, pentru că, îți dai seama, n-am avut timp în 5 zile să facem atâtea lucruri. Și acum, hai să deschidem panoul și să plasăm cele 4 obiecte, dar putem să ne teleportăm mai departe unde în timpul străvechi alături de profesor că e profesorul de istorie, nu? El vrea să vadă bătăliile importante și aici este ideea genială a jocului. Cu ideea asta au reușit copiii să cucerească jurul pentru că scopul acestui joc este pacea mondială, da? Observăm aici un, un război Franța, Anglia ok, dacă vorbești cu musiu Napoleon Bonaparte se întreabă cine ești tu sunt Petru din viitor și imposibil, nu știu ce, și îl întreb ce zi e astăzi și el zice 18 iunie 1815. A, bătălia de la Waterloo și bla bla bla. Deci ai, ai opțiunea să vorbești cu o grămadă de personaje, noi am pus acum doar două pentru că e un demo, dar în funcție de ce opțiune alegi, tu poți să influențezi soarta jocului. Exact, deci scopul tău este să-i convingi să oprească războiul. Vezi, aici, aici ai mai multe opțiuni, da? Poți să zici, ești un asasin sau ăsta nu e războiul tău și el spune, da, dar e țara mea și continuă războiul și așa mai departe. Te de că ăsta la sfârșit, dacă răspunde corect, ne și dă șăpuța lui pentru că ne trebuie nouă ca să deparăm ceva la mașina timpului, o luăm cu noi înapoi în viitor. Jocul ăsta este pentru pasionați de istorie. Cum ar fi să băgăm toate războaiele importante sau măcar din România în jocul ăsta și cum ar fi ca la ora de istorie, profesorul de istorie să intre cu tine pe Roblox și să facem războaiele, băi, exact cum era, dacă era cu daci și romanii, să facem exact daci, romani, cai, căruțe, ce porturile lor cum erau atunci, adică să le creăm, predăm istoria în Roblox, cum ar fi. Și cum ar fi să interacționezi și să schimbi istoria, să vedem cum ar fi fost altfel, nu? Pentru că istoria ar trebui să ne învețe din greșelile trecutului. Oricum, Jocul ăsta a fost super tare și super premiat, în primul rând pentru idee, pentru că a fost o, o idee nouă. A, ah, iar partea cu finaluri multiple aia a fost ideea lui Petru. Că Petru a zis, vreau neapărat ca în joc să avem finaluri multiple, adică dacă faci bine să oprești războiul, dacă faci rău să faci uf sau altceva. Deci scopul acestui joc este să promovăm pacea, să promovăm egalitatea între oameni, indiferent de limbă, de credință de culoarea pielii, să arătăm că toți am putea să lucrăm împreună, mai ales atunci când vorbim aceeași limbă. Felicitări încă o dată pentru Tudor, Andrei, Andrei, Eduard și Petru. Ați făcut o treabă extraordinară. Iar pentru tine care te uiți la acest clip, scrie-ne în comentarii, dă-ne idei cum vrei să vezi jocul ăsta că se continuă. Deci asta a fost echipa 5. Hai să vedem echipa 4. Echipa 4 care a luat locul 5 și se numește Rail 5 pentru că sunt 5 membri în echipă și sunt toți pasionați de trenuri. Bine, nu toți. 3. Aceasta e o animație. Deci ceea ce vezi acum este o animație, da? Ca în jocurile profesioniste când intri, și vezi o animație, că se întâmplă ca să-ți povestească, să te aducă un pic în atmosferă, să-ți spună despre ce e vorba. Da? Și ce aici? Am văzut niște baloane care zboară și pirații aerului care trag în baloane și aici o, o interfață care îți explică, oh, nu, suntem atacați de pirați. Ba, de ce tocmai la concursul internațional de baloane au luat valizele noastre? Vai, vai, vai. Trenul de urgență să vină repede, trebuie să recuperăm valizele din mâinile piraților, pentru că eu o valiză cu o comoară și apasă shift ca să mergi mai repede. Bun, sunt 10 valize în total, hai noroc! În echipa asta sunt uh, 3 copii foarte pasionați de trenuri. Este Fabio care a făcut trenul ăsta, e Luca ce a făcut gara și mai e și Legenda ce a făcut... Uh, orașul, baloanele, valizele, multe lucruri. Bun, și ideea jocului este să găsim valize, să le salvăm valizele, dar fiecare valiză trebuie pusă în cât un, vagon. Spre exemplu, unde o să punem noi valiza asta numită Nalizniki, ce-o fi Deci trebuie să fii un pic de detectiv în jocul ăsta, Ideea jocului este diversitatea culturală a lumii francofone. Și prin harta asta ai tot felul de indicii care să te facă să înțelegi ce e, de unde e. Uite aici, era restaurantul ăsta, ca la Mama Mare, meniul zilei. A, uite că vezi aici, nalizniki Ucraina. Aha, deci valiza asta ar trebui să mergă în vagonul care pleacă în Ucraina. Ucraina, care e Ucraina? Hopa, stai că am trecut, asta e Ucraina. Asta e steagul Ucrainei, dacă nu știi. Și aici, fiți atenți. Pac! Și se aruncă frumos cu fizică, stai să o mai iau o dată, să o mai aruncă, Mie mi îmi place tare mult cum se aruncă valizele astea pe aici. Deci am muncit Justin, Justin a fost programatorul principal în echipa asta, tot 14 ani și el a lucrat și la animație și la partea la aproape toată partea de programare, mai puțin interfața de la început. Acolo a lucrat Ștefan de doar 8 ani. Deci ambele echipe au lucrat enorm. De exemplu, mi-a plăcut de, de Ștefan, programatorul din echipa asta de 8 ani, mi-a zis, domnul, 3 ore am stat pe scriptul ăla să-l înțeleg și după aia l-am făcut, dar acum știu să-l fac. Deci a asta înseamnă echipa, asta este spiritul de echipă. Când știi că ceilalți contează pe tine, vrei, nu vrei, trebuie să depui un pic de extra efort. A, așa, valiza asta ce era cu valiza asta, că am uitat-o, să o aruncăm. A, Sofia. A, că știm unde băgăm pe Sofia, nu? Exact, în Bulgaria. Vagonul ăsta pleacă în Bulgaria. Ok, sunt 10 valize până acum în acest demo. Asta e nivelul 1, povestea 1. După aia o să faci antrenul să plece și o să continuăm povestea. Când ai terminat, verifici și vezi câte valize ai pus corect. Zice două din 10. E! Eu Ia uite ce mai aveam. La România aveam sarmale, mai multe lucruri. Excelent! Deci jocul ăsta iarăși super tare ca grafică, ca animație. Deci când am văzut animația aia acolo, la fel, am rămas mască cu gura căscat. Nu mi-a venit să cred. Eu le-am zis, băi, nu mai faceți animația că nu mai aveți timp. Justin, hai că o fac eu, că știu eu să o fac repede, dar am nevoie de baloane. Legenda, hai că fac eu repede baloanele. A doua zi când am intrat era totul făcut. Și orașul, și baloanele, și animația, și tot le luat băieților 5 zile să facă jocul ăsta, dar pentru mine este incredibil ce au, ce au reușit să facă doar în atâta timp. Deci Justin, Ștefan, Legenda, Luca și Fabio pentru ce ați reușit să faceți într-un timp atât de scurt. Iar pentru ceilalți care vă uitați la acest clip, din nou, în comentarii dați-ne idei cum vreți, cum ați vrea să vedeți continuarea acestui joc. O să pun și link dacă vreți să vă jucați să vedeți câte, câte răspunsuri corecte găsiți, vedeți în descriere. Iar acum să vedem și ultima echipă. Jocul ăsta îl găsiți chiar pe grupul Robotescu. O să vă pun link în descriere. Îi spune Parcours Francais. Parcur franțuzesc, de să-l pun și favorit și follow. Eu aș mai da un like, dar deja i-am dat unul așa că poți să dai și tu. Și îl poți juca, e un parcurs simplu, un obi simplu, pentru că a fost făcut pentru membrii juriului, care probabil nu au dexteritatea copiilor la, la obiuri și atunci o să fie mai, mai ușurel. Oricum, scrie în trei limbi, pentru că scopul acestui joc este să te învețe limba franceză. Și aici începem cu povestea, ți-o spun eu pe scurt. Și uite, poți să vorbești în engleză, sau în română, unde-i papagalul meu? Sau where is my parrot? Acest joc e inspirat de papagalul lui Cătălin. Cătălin din această echipă are acasă un papagal, papagal pe care îl auzim la toate orele de programare. Când își deschide microfonul, i-a auzit și papagalul, așa că a trebuit să facem un joc cu papagalul lui. Bun, ideea este că tu ai un papagal, geamul e deschis, Olivia goală, ți-a zbra papagalul pe geam, pentru că vrea să vorbească și tu e supărat că vai, 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 de ce nu vorbește cu mine că și eu vreau să vorbesc cu el, numai că ghiște papagalul știe doar franceză iar tu nu știi limba franceză, deci du-te după el și învață limba franceză asta spune dacă vorbește aici cu, cu Robotescu, așa că hai să învățăm limba franceză. Jocul este un, un hobby tipic un parcurs, da? Ideea este că ție ți se creează aici o frază, uite spre exemplu le portable bleu e cher. Dar tu nu știi franceză. Hmm. și atunci trebuie să sari. Pe care sari? Sari pe tabletă, pe laptop sau pe... Aulă, stai că aici mai trebuia să mai fie ceva. Asta e nivelul lui Mișii de șapte ani. Asta este echipa, echipa, celor mici, să zic așa. Aici a fost Mișii șapte ani, Matei și cu Andrei de 9 ani, Cătălin de 10 ani și Alex de 11 ani. Bun, deci le portable. Le portable spun eu că este laptopul și uite așa veți că în limba franceză laptop înseamnă le portable pentru că s-a făcut aici cu verde. Dacă greșești răspunsul, atunci se face cu roșu și goodbye way de la începutul nivelului. După aia bleu, bleu. În franceză ce o fi bleu? pe păi, e ca în română, da, și acum E-share. Ce-o fi share? Uh, niciun ban, niște bani sau mulți bani. Da, înseamnă scump. Și asta este un, uh, un hobby clasic. Acum fiecare copil din echipă și-a făcut uh, nivelul în funcție de preferințele lui. Uite, de exemplu, ăsta e nivelul lui Andrei, pentru că Andrei e pasionat de Minecraft. Și a zis uh, Steve le Carré, tu e le cochon. Habar n -am. ce înseamnă că eu nu mă pricep la franceză, așa că hai să descoperim. Nu mă pricep nici la Minecraft, deci de unde știu eu care e Steve. Bănuiesc că e un băiat, că asta pare o fată, nu poate să fie un copac Steve. Deci cred că ăsta este Steve. Oui, bien sûr. Au, oh, era să cad pe acolo, foarte bine. Pam, pam, pam. Le Carré, e de la fotbal careu, cred că înseamnă pătrat. Bine, eu știu că am mai făcut nivelul ăsta. Mă fac și eu că nu știu. Oh, ce s-a întâmplat? Ce se întâmplă aici? Hei, și aveți și tablă de scoruri. Ah, se pare că aici avem un mic bug. Cine știe ce s-a mai întâmplat între timp? Hmm, se întâmplă ceva ciudat. Cred că cineva a pus aici un obiect invizibil pe la înălțimea asta. A? Care obiect ne... ne omoară. Oricum, mai era un nivel cu Ninjago Alumati și la sfârșit găseai papagalul și vorbeai cu el în franceză, ura, ura ne-am găsit. Deci nu e doar un obi, e un obi cu poveste. Dar ce îmi place mie foarte mult la, la, jocul ăsta este simplitatea. Adică toți copiii de la cursurile noastre ar putea să facă câte un nivel. Singura chestie mai deosebită sunt textele astea aici, dar așa cum s-au făcut odată și se modifică pentru orice nivel, înseamnă că dacă ai face un nivel de asta de, de obi, doar ar trebui să-ți Configurez pe aici cuvintele astea și gata. Și apropo, referitor la, la hobby. Ce nu-mi place în schimb este că parcă sunt prea simpluțe așa nivelele, adică se putea mai multă creativitate. De asta o să facem la sfârșitul lunii noiembrie un concurs de obstacole cu premii în care se vor premia cele mai interesante obstacole pe care le poți face. Și atunci, după concursul ăsta, unde o să fim probabil vreo 30 de, de persoane, o să concurăm. O să avem 30 dintre cele mai bune idei ale noastre, ale fiecăruia, pe care le putem pune în continuarea acestui obi. Hobby. Și hobby-ul ăsta acum e de franceză, dar putem să-l facem de engleză, putem să-l facem de matematică, putem să-l facem de. Ce vrem noi? Așa că abia aștept să văd concursul de la sfârșitul lunii, abia aștept să văd ce obstacole faceți, abia aștept să le băgăm împreună într-un astfel de joc și să modificăm jocul ăsta, să-l facem super tare. Așa că, din nou, aștept de la tine comentarii să ne dai idei. În ce să transformăm jocul ăsta? Mie, ca idee, îmi place foarte mult se poate face cu mult, mult mai bine, dar acolo sigur e ceva, o să mă uit să văd ce e acolo. Deci cineva a pus acolo o chestie și văd că este imposibil să-l termini. What? S-a <laughs> supărat băiatul, da, și eu m-am supărat. E un bug, stai liniștit. Și acum, felicitări, ai terminat nivelul 1. Mai găsit, da, prietene, drag. Deci, aștept în comentarii ideile tale cum să continuăm jocul ăsta. O să continuăm cu super obstacolele de la concursul din noiembrie. Dar cu ce facem? Tot cu franceză, cu engleză, cu matematică, cu alte chestii. Deci, spunem în ce transformăm jocul ăsta. Și spunem cum ți s-au părut cele trei jocuri. Ăsta cu ideea asta cu parcurul, cu să înveți ceva. Ăla cu baloanele, cu pirații, cu valizele. Și cel cu războiul să oprești războiul sau să continue războiul. Care cum ți-a plăcut?